Au, mau, mau! Așa da, tati! Ai luat-o pe aia pe care am vrut să iau eu. Mi s-a părut un aranjament foarte fain. O vilă mișto, cu piscină. Mi s-a părut că ni se cuvenea să primim ceea ce meritam, deoarece am câștigat cu greu, prin luptă, prin nămoale, prin căldură. Am primit ce meritam. Wow, mâncare! Fii atent! Bă, hai să bem ceva! Ah, bun! Hai, vă servesc eu? Hai, servește-ne! Hai, Zani, hai aici! Ah, eu mă pun aici la dulce. Wow! Jocul am câștigat detașat. Și în momentul când am venit aici și am văzut toate chestiile astea, am zis că da, asta era locul unde trebuia să fim în seara asta. Aduci și sosul. Ce bine stă, mă, cu pălăria aia. Da? Acolo, vedeți, nu. Wow! Incredibil cum s-au întâmplat lucrurile. Stăm la masă și vorbim ca și cum suntem prieteni de o viață, locuim aici și asta e viața noastră, trăim cu iubitele noastre, vine mama Geta, iubita mea, o cer, după aia mergem la petrecerea bulacilor. Deci eu m-aș da să fac asta la Survivor, să o cer pe Francesca și pe aia să facem petrecerea. În această stămână. Mhm. Și cu aceiași oameni. Și cu aceiași... aceleași triunghi în consiliu. Ce triunghi? În consiliu. La puțin. Adică dacă noi mergem la Dure sau nu, stai în mâna lui. Ah, wow. Mai vedem. Îți ziceam că în mâna mea stă unul dintre voi. No, mai dau să și ceva. No. Îi fac votul comun după tine. Știam că o să fie niște discuții mai grele între mine, TJ și Zani, de când am câștigat jocul. Oarecum mă bucuram în sinea mea de recompensă, că o să venim, că o să mâncăm, că o să ne distrăm, o să facem petrecerea burlacilor, cum am și spus. Dar la același timp aveam și o apăsare sufletească, că știam că ei o să mă întrebe de consiliu, cum voi vota, o să încerce oarecum să mă influențeze, să-mi influențeze votul. Cum ar fi să fie Andrei și Sorin? Ar fi wow pentru noi și m-aș bucura, da? Vreau să știu adevărul. Vrei să scapi de noi ca să faci viața ușoară la finală? Sau ți-e frică să faci decizia corectă că o să fii judecat de Sorin și de Andrei și nu ai destul tupeu să faci ceva care e corect? Cu toate că poate nu e 100% corect pentru loialitatea ta față de războinici, dar noi nu suntem războinici sau faimoși, noi suntem los bandidos. E ușor de vorbit, dar mai greu de spus. E mai greu de făcut. E ca și cum tu ar trebui să-l bagi pe Zani la vot în locul meu. Chiar dacă ai putea să mă bagi pe mine, tu îl bagi pe el. De ce? Că zic eu să-l bagi pe el. Eu mă compar, da, noi ne comparăm cu Sorin? Mi-e place mult de Iancu, dar mă dezamăgește să văd că el cântărește onoarea față de mine și respectul și meritele mele cu meritele lui Sorin Pușcașu și la un calcul matematic lui îi cântărește mai greu meritele lui Sorin Pușcașu față de mine. Era Ștefi, să zicem. Ok. Ștefi sau tu? Da. Ștefi. O băgai pe Ștefi? Da. I-am și cum îi motivai? I-am zis lui Ștefi, nu că motivai. Nu motivam, i-am zis dinainte. La unificare o să te apăr cât pot, cât timp meriți să stai în detrimentul altora. Când o să rămână ultimii, nu o să am ce să mai fac. Ar vrea să facă niște lucruri, dar cred că e frică să nu facă prea mulți oameni supărați. Vrea să ajute pe toți și să facă cât mai mulți oameni fericiți, numai că câteodată trebuie să faci ce este corect, nu ce e corect pentru cei din jurul tău. Da, eu acum ce să fac? Să mă dau cu voi și să-mi trădezi echipa? Nu trebuie să te dai cu mine. Aia zic. Dacă pe tine te lasă sufletul, să mă pui pe mine la duel? Ce panoramă ești! Dacă te lasă sufletul și dacă nu mă pui și îl pui pe tine, nu te pun pe tine. Ei tot pun votul comun, tot au făcut strategii. Eu nu te pun pe tine la duel și o să-mi țin și promisiunea pe mine, care am făcut-o la mama. Eu nici nu te votez, nici nu te pun la duel. Păi da, da. Știu că v-ați vorbit să dai votul comun pe mine. Și țin și loialitatea față de ei. Promisiunea față de mama Geta este egală cu zero. Pentru că atâta timp cât tu le-ai spus colegilor tăi să mă voteze ei pe mine, ca să te speli tu pe mâini, nu contează pentru mine. Poate că TJ te bagă la duel. De unde știi că războinici? Asta ai gândit-o? A făcut Iancu la un moment dat o glumă. A zis odată. Bă, TJ te-ar vota pe tine. Numai greierii se auzeau. Mi se pare că
De-aia spun că sunt singur. Nu mai am încredere în nimic. Nu mi-e frică de nimeni și ea spune lui Zani. Eu vreau să scap de oamenii ceilalți, nu de Zani. I-am răspuns cu aceeași monedă cu care a atacat el. Și a stat puțin pe gânduri, s-a gândit și am lăsat-o tot așa în aer să se mai gândească, pentru că și el folosește de multe ori tehnicile acestea și m-am gândit să le dau puțin înapoi pe tavă. Eu și dacă îl votez pe Sorin, el nu se supără pe mine. Ce da, bă, asta e ce asta. Dar eu cum mă simt? Dar ce te simți prost? Mă simt prost. Mă simt prost că e cu echipierul meu de la începutul competiției, care nu a călcat deloc strâng față de mine, înțelegi? Eu când îmi dau cuvântul și spun că-s loial, păi eu-s loial, tată, mai ales dacă tu nu mi-ai greșit. Atunci du-te în finală cu Sorin Pușcașu. Nu mă duc în finală cu Sorin Pușcașu, că loialitate. Tu o să ajungi în finală pe meritul tău și o să ajungi. Am luat și eu pulsul, Ian cu o dădea în protecția față de Sorin, faul, vere, noroc că țin la el și respect, că l-aș fi... când îl aud că trebuie să-l protejeze pe Sorin. Mora. Pa cine? Pa Sorin.